moda se schimbă repede, pretențiile celor care vor să fie în tendințe sunt și ele din ce în ce mai mari. Așa că în momentul de față se poartă picturile realizate handmade pe haine și pantofi. Doritorii au deja modelul personalizat în minte, așa că merg doar să-l pună pe haine. Facem lucruri pictate manual. Hăinuțe, teneș, lampadare și cam tot ce se poate picta manual. Tricouri pictate manual, hanorace, câteva modele de teneș, de tenis. Ce lucrez acum e un hanorac pe care e la a doua mână, cam așa. Am lucrat un prim strat înainte, am lăsat să se usuce și apoi acum lucrez la detalii. Tehnica este una specială pentru textile. Este o vopsea ce nu se ia la spălat, o vopsea acrilică ce nu provoacă alergii și depinde de lucrare. Unele durează câteva ore, altele pot să dureze și câteva zile. Majoritatea vin cu propriile idei, imagini, fotografii și eu le dau viață.